Ministrul german de externe a respins acuzațiile Rusiei, conform cărora Germania întârzie investigațiile în cazul opozantului rus Alexei Navalny, care este sub tratament medical la un spital din Berlin în urma unei otrăviri. Mas a spus că Germania a confirmat deja că va aproba o solicitare a Rusiei pentru asistență judiciară în această chestiune și a comunicat acest lucru ambasadorului rus. Ministerul de externe rus a declarat anterior faptul că Moscova va colabora cu Berlinul la investigații, dar a acuzat autoritățile germane că le întârzie. Я хотела бы ещё раз сказать, Россия по-прежнему ожидает официального ответа Берлина на запрос Генеральной прокуратуры, на те запросы, которые были направлены по линии медицинских учреждений. Положите на бумагу ваши данные, передайте российской стороне. Наше посольство работает круглосуточно. Principalul opozant al Kremlinului, Navalny, se află în prezent într-un spital din Berlin după ce a fost, fără nicio îndoială, otrăvit în Rusia, potrivit guvernului german, în timpul unui turneu electoral cu un agent neurotoxic din clasa Novichok, elaborat în perioada sovietică în scopuri militare.